De la distracție s-a ajuns la scandal într-un timp foarte scurt. După ce au consumat băuturi alcoolice la o cârciumă din sat, un tânăr de 25 de ani din comuna Corcova s-a luat la ceartă cu un bărbat mai în vârstă. În urma disputelor, tânărul l-a lovit pe bărbatul de 52 de ani. Din cercetări a reieșit faptul că la data de 24 ianuarie anul curent, în urma unui conflict spontan pe fondul consumului de băuturi alcoolice, a rezultat rănirea unui bărbat de 51 de ani care a fost transportat la unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de bătămare corporală, tânărul de 25 de ani fiind reținut pe bază de ordonanță de reținere pentru 24 de ore. Ca urmare a agravării stării de sănătate a bărbatului de 52 de ani, astăzi tânărul agresor a fost prezentat instanței de judecată cu propunerea de luare a unei măsuri preventive.